Bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum Situat în stațiunea Bușteni, în cea mai renumită zonă turistică a României, denumită Valea Prahovei, Castelul Cantacuzino face parte din ansamblul de monumente istorice de interes național. Castelul Cantacuzino este situat în cartierul Zamora, pe strada cu același nume. Construcția a fost realizată și terminată în anul 1911 de către arhitectul Grigore Cerchez, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis și nababul, datorită faptului că dispunea de o avere impresionantă. Gurile rele spun despre fostul ministru al României că era atât de bogat încât putea pava întreaga curte a castelului cu monedele sale de aur și că această construcție din Bușteni ar fi fost ridicată ca o reacție orgolioasă față de construirea castelului Peleș de către regele Carol I. Castelul Cantacuzino de la Bușteni este amplasat pe locul unei vechi case de vânătoare ce dăinuia încă din secolul al XVIII-lea și care servea ca popas familiei Cantacuzino în drumul său spre Brașov. Construit în stil neoromânesc, castelul adoptă singurul stil din istoria arhitecturii românești, care a reînviat tradiția, a reîntărit originile și le-a conectat la prezent. Arhitectura în stil neoromânesc este probabil cel mai amplu patrimoniu dat de România culturii mondiale. Fațada castelului este alcătuită din piatră cioplită, fiind placată la interior cu cărămidă. Având forma unui patrulater cu latura sudică deschisă, castelul se integrează perfect în peisaj. Construcția este înconjurată de un parc imens, cu numeroase alei care duc înspre mici grote, fântâni arteziene și cascade, ce reconstruiesc o atmosferă romantică încântătoare. Castelul Cantacuzino este marcat de elemente de arhitectură neobrâncovenească și se întinde la parter pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Demisolul, parterul și etajul se desfășoară pe o suprafață totală de 3148 de metri pătrați. Castelul a fost amenajat cu vitralii, plafoane cu grinzi pictate, balustrade din lemn, piatră sau fier forjat, șeminee cu piatră albă și ornamente din mozaic. Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost un membru marcant al cunoscutei familii boierești Cantacuzino, provenit din tata Cantacuzino și mama Crețulescu, două mari familii boierești ale acelei vremi.
Acesta deținea o avere fabuloasă, obținută atât prin moștenire și căsătorie, cât și prin bună administrare a averii, construind atât pentru sine cât și pentru familia sa o serie întreagă de palate și reședințe. Din banii de care dispunea, acesta a construit trei palate, Palatul Cantacuzino din București, situat pe Calea Victoriei, care adăpostește în prezent Muzeul Național George Enescu, Castelul Cantacuzino din Bușteni, numit uneori Palatul Cantacuzino Bușteni, în prezent muzeu, și Palatul Cantacuzino de la Florești, supranumit și Micul Trianon, aflat în prezent în ruină. Pe lângă obârșia sa nobilă, prințul Cantacuzino a deținut și importante funcții în stat, fiind ministru al justiției, ministru al lucrărilor publice și ministru de finanțe, precum și de două ori prim-ministru, lider al Partidului Conservator de la acea vreme. Sala de primire a castelului adăpostește o colecție de heraldică unică în România, formată din stemele tuturor familiilor boierești cu care se înrudea familia Cantacuzino. Tot aici se găsesc și tablourile în mărime naturală ale strămoșilor Cantacuzinilor, pictate pe piele de Cordoba. Toate încăperile castelului reflectă întru totul gustul pentru opulență al prințului Cantacuzino. La cererea soției nababului, Ecaterina, se construiește pe domeniul castelului de la Bușteni, în anul 1927, pe locul unui vechi lăcaș de cult, datând din anii 1700, o biserică de lemn în stil maramureșan. Aceasta a fost însă închisă în anul 1948, odată cu naționalizarea castelului de către comuniști, și a fost sfințită din nou în anul 1994, după aproape 50 de ani de uitare. După naționalizare, comuniștii acoperă cu un strat gros de vopsea picturile murale executate de artiști aduși tocmai de la Veneția și transformă fosta reședință de vară a familiei Cantacuzino în sanatoriu al Ministerului de Interne, făcând pierdute toate piesele de mobilier din castel. Castelul Cantacuzino, cu împrejurimile sale unice și farmecul aristocratic, poate reprezenta un loc ideal pentru organizarea diverselor evenimente, ce pot fi găzduite atât pe terasă cât și în interior. De asemenea, în perioada sezonului cald, pot fi montate corturi în grădina castelului,
ce au capacitatea de a găzdui chiar mai mult de 300 de persoane. În ultimii ani, investitorii care au cumpărat domeniul de la moștenitorii familiei Cantacuzino au restaurat treptat castelul, acesta fiind reintrodus pe lista celor mai importante obiective turistice de pe Valea Prahovei.